Limba engleză deschide uși către noi aventuri și oportunități. Află cum îți poți împuternici copilul să fie un explorator global cu English Kids Academy. Bun găsit, sunt Marius și uh, astăzi vorbim cu Alina Gânj Bine ai revenit, Alina! Îmi pare bine să fiu aici, Marius! Despre inteligența emoțională și rolul ei în învățarea limbilor. Alina este proprietarul Centrului de Limbi Străine English Kids Academy, care a devenit un reper de succes și inovație. Motivată constant de impactul pozitiv pe care îl are asupra vieților studenților săi, Alina se definește ca un învățător pe tot parcursul vieții. Dedicația și perseverența s-au modelat un mediu în care educația depășește granițele tradiționale, inspirând generații de elevi să-și urmeze pasiunile și să atingă excelența, chiar dacă au sau nu au inteligență emoțională. <laughs> Ce wow. este inteligența emoțională? Wow! Inteligența emoțională este un termen popularizat da. de psihologul Daniel Goleman și el vorbește despre abilitatea de a recunoaște emoțiile, abilitatea de a le numi, abilitatea de a gestiona emoțiile noastre și tot el vorbește despre, pentru prima oară, despre alfabetizarea emoțională. Uh, și, adi mm. și anume dacă învățăm, învățăm alfabetul în limba maternă sau într o limbă străină la fel avem de învățat un alfabet al emoțiilor, un vocabular al emoțiilor și el vorbește despre faptul că ar trebui să existe în învățământul formal o materie specială, mm. ore dedicate special pentru pentru dezvoltarea emoțională, pentru alfabetizarea emoțională, cum, cum spuneam. Care ar fi legătura între inteligența emoțională și dezvoltarea abilităților uh, lingvistice? De ce ai pune accent pe emoții atunci când înveți, eu știu, o, o limbă străină? Um, aș spune cu atât mai mult ai pune accent pe, pe emoții, pentru că învățarea unei limbi străine nu se referă doar la no. memorie sau inteligență <coughs> cognitivă. Învățarea unei limbi străine merge mână în mână cu, uh, cu abilitatea de a-ți putea gestiona emoțiile. Într-o limbă străină vorbim de, de patru abilități: scris, citit, ascultat, vorbit. Uh -huh. Vorbitul este abilitatea care definește cunoașterea unei limbi străine, însă este și abilitatea care comportă și care aduce după ea cea mai mare încărcătură emoțională. Și atunci dacă. Aha. Anxietatea este asociată cu vorbitul. Abilitatea de a vorbi Ce tare. Okay. va fi mult întârziată, îngreunată, devine un stres foarte mare pentru noi. Enorm. Poate. Exact. exact <laughs> Am exact. deschis ochii așa pentru că e, e uluitor. Uh, să, uh, să ai peste 40 de ani să fii la un curs internațional și în momentul în care trebuie să vorbești limba engleză să nu efectiv să te blochezi atât de tare încât să nu poți să pronunți două cuvinte pentru că emoțiile sunt atât de mari și au legătură cu profesoara de engleză care avea grijă să ai emoții foarte mari când ești copil și nu știi să spui ceva sau greșești în limba engleză. Este uluitor cum emoțiile pot să întrerupă. Într-adevăr, uh, tu ai făcut un pas foarte proces. important, însă. Tu ai identificat de unde au venit acele emoții. Uh, în procesul acesta de, de uh, alfabetizare emoțională, uh, și noi facem uh, în cadrul cursurilor noastre de limba engleză, uh, îmbinăm dezvoltarea emoțională cu învățarea limbilor străine uh, prin programul Ce RULER zis? pe care l-am. RULER. RULER este un acronim, o să vorbim despre el. Este un program adus de la Yale University. Iar tu, în ceea ce mi-ai mi -ai povestit, în exemplul tău, ai făcut, ai înțeles de unde vine emoția. RULER este, spuneam, un acronim. R se referă la recunoașterea emoțiilor understanding. Apoi vine să vine să uh, mă ajute să înțeleg de unde vine emoția respectivă. Iar da. când vorbim despre limbile străine, într adevăr, ce s-a întâmplat în școală, profesorul cum a apreciat sau nu a apreciat efortul tău, cum a apreciat sau nu a apreciat reușitele tale sau dificultățile, provocările Sigur. prin care le, uh, ai trecut, cu acel bagaj vei merge tu în uh, a dezvolta această abilitate atât de importantă cum spuneam vorbi care și definește cunoașterea limbii, uh, unei limbi străine. Hmm. Da. Uh... Și soluția... Eram... <laughs> da. Eram curios cum se, cum se termină ruler. Adică ceea ce este important înțeleg că este ok să o recunoști emoția, înțelegi. Și după asta... Bineînțeles că după aceea următorul pas pe care, pe care suntem invitați să l da. facem este să îi dăm un nume. De aici vine și Aha. acea alfabetizare. Să putem pune nume emoțiilor noastre. Există uh -huh. și un, o frază foarte foarte dragă mie, name it to tame it, Aha. da? Dăi un nume ca să l poți da. să o poți îmblânzi Înzi. acea emoție. În momentul în care îi punem un nume, deja Cantitatea ei, intensitatea ei poate să scadă până la, până la jumătate. Mm -hmm. yeah. exact. e, și atunci, ce le recomand părinților care poate nu au. sau ori au auzit recent de inteligența emoțională, și încă nu știu exact cu ce se mănâncă? Care ar fi recomandarea ta? Prima recomandare este uh, să. Primim toate emoțiile. Nu există emoții bune sau emoții rele. Toate emoțiile sunt, sunt ale noastre. Toate uh -huh. emoțiile există. Toate emoțiile sunt uh, de îmbrățișat. Uh -huh. Părintele, însă, de ceea ce se teme el este de comportament. Comportamentul da, copilului. E furios în, să spargă ceva. Exact, în spatele, în spatele acele emoții. De aceea uh -huh. este bine să putem să verbalizăm această da. verbalizare, pe de-o parte a emoțiilor, pe de-o parte a acceptării emoțiilor din part, care vin din partea copilului către noi. Ar rămâne noi calmi în, în emoția noastră, bineînțeles, pentru că emoțiile sunt foarte, foarte contagioase. Uh, și apoi să discutăm cu copilul despre da comportament. Ce este care este comportamentul adecvat în, în cadrul acelei emoții și cum pot să să manifest furia, cum pot să manifest frustrarea, ce pot să vorbesc. chiar dialogul este bineînțeles cel care, cel care ne va ajuta foarte mult. Ulterior programul ne învață, iar noi avem lecții speciale și un, un parcurs de dezvoltare emoțională, un drum pe care l-am creat copii Noștri de la 4 ani la 18 ani, prin care în fiecare an trecem și uh, învățăm cuvinte noi din vocabularul emoțional, pri, trecând prin toate litele, literele ruler, recunoaștere, înțelegere, etichetare, gestionarea emoțiilor. Ultimul R se referă la, la acest lucru, la gestionarea emoțiilor, emoțiilor iar în, acest, în, acest, în această etapă întrebarea este: te simți? Cum te simți? Este o emoție pe care o vrei? Dorești să o menții sau dorești să o scazi? Bineînțeles că răspunsul poate fi foarte evident, însă pentru creier este importantă această trecere a răspunsului. Răspunsului prin minte. Vreau să scadă acea emoție, dacă, bineînțeles, este o emoție negativă. Și apoi apar instrumentele. Ce pot să fac ca acea emoție să scadă? Pot să respir, pot să ascult o melodie, pot să ies la aer, pot să privesc ceva, pot să și copilul poate să uh, dezvolte o mm -hmm. paletă de instrumente Excellent. pe care să le folosească. Acest lucru e folosit foarte mult la noi în gestionarea emoțiilor pentru pregătirea pentru examene, bineînțeles că acolo doar. este. Dacă m-ar întreba acum cineva întrebarea tradițională dacă ai schimbat ceva în viața ta, dacă te întorci în timp, cred că uh, a schimba <laughs> școala cu uh, uh, Școala de care tu, tu vorbești este extraordinar, ce, ce pot să facă copiii acum și cum, cum îi învățați, lucruri care erau absolut uh, inexistente în, în uh, copilăria noastră și mă bucur foarte mult că uh, de prezența ta aici, Alina gânj. Îți mulțumesc tare mult, astăzi am vorbit despre inteligența emoțională și rolul inteligenței emoționale în învățarea limbilor. La revedere! Aventura în lumea limbilor străine nu se oprește aici. Pentru mai multe resurse și inspirație, vizitați englezacopii.ro și aplicația ITBT FM.